dacă sunteți de acord, dragi colegi, să fiți filmați. Nu știm cine. Nu. Ședințele de Consiliul Local sunt publice. Dar noi propunem la vot. Nu știm dacă sunt publice sau nu sunt publice. Sunt publice prin lege. Păi, bine, doamne, faceți dumneavoastră legea. Faceți dumneavoastră legea. Deci propunem la vot dacă sunteți de acord. Legea administrației publice locale. Doamne, lăsați dumneavoastră legea administrației publice în teritoriul nostru. Domnule, sunteți de acord, dragi colegi? Eu pe mine nu vreau să mă pozez. Ți-aduc eu poze cu mine câte vrei. Nu vreau să mă pozez tu pe mine. Ok, aștept pozele. De, te rog frumos. Eu nu se lasă apărat. De ce? Și de ce mă filmezi? Șeful, de ce mă filmezi tu pe mine? Domnul șef! De ce? Domnul șef! Cereați aprobarea? Domnul șef cu camera de filmare. Ia cine sunteți? Am cerut aprobarea. Ce care-i toată? De cine sunteți? O secundă. Ce am președinte? Păi domnule, nu vreau să fiu filmat. Care-i problema? Cine sunteți? Poftim? Ești obligat să vă prezentați. De unde știți? Dar doamne, dacă prezentați să vă spuneți cine sunteți. Recomandați-vă prima dată și spuneți cine sunteți. Dar cine sunteți, domnule? Pentru numele meu Dumnezeu. Dar am spus cine sunteți. Păi spuneți, iar nu numesc eu. Să știm și noi că poate și noi avem ceva de spus. Am spus că poate mă roșii anul și domnul Calabulea. La ședințele cu domnul Marcu, când au fost de sală trezialiști, dar nu i-am adus eu, domnul Baci, da, eu i-am întrebat și atunci. Da, domnul Baci, eu i-am întrebat. Eu i-am întrebat și atunci, dacă vă domnule. Ce presă, domnule? Da, domnule, are dreptate, dar nu-i nimic. Și bun, și eu nu trebuie să știu cine mă filmează. Se precedinte cine mă filmează? Hai, cine și filmează? A Consiliului Local, vă rog frumos, domnul președinte. Vă rog frumos. Vă rog frumos, domnul președinte. Dar nu discutați dreptul la cuvântul. Vă rog frumos să vă prezentați cine sunteți. Eu mă numesc Carabule, eu sunt consilier local. Vă rog frumos. De la Opinia Timișoarei. De la? Opinia Timișoarei. Chemați de cine? Cine vă chema la cuvântul? Domnul primar. Doamna, dar domnul primar v-a chemat. E o problemă? Da. Adică e opinia ce faceți politica zearului meu. Eu pot să mă duc unde vreau. Și mai atât, doamne, 500 de zicuri, dar domnule, supărați. Opinia Timișoarei. Opinia Timișoarei. Opinia Timișoarei. Doamna, opinia prin danul lumii ai. Și dumneavoastră aveți opinia. Eu ți-am spus cine sunt. Eu am venit cu comisie juridică și disciplină. Și răspundă disciplina acestui Consiliu Local. Și de aplicarea regulamentului de Consiliu Local. Și pentru aceasta vă cer dumneavoastră. Ați apărut deodată așa, vă puf ca bun ați apărut. Pentru că am fost invitați. De cine, doamne? De Consiliul Local? Păi stați, doamne, și noi ședințe de Consiliu Local. Păi ce faceți ședința cu domnul executiv? Păi ce, veniți numai la jăpcăreală, numai la asta? O secundă, o secundă, vă rog, să ne dau la murie două primari. Spuneți-ne, domnule, după o secundă să te rămână. Pe regulamentul, da, nu. Regulamentul l-am propus și l-am făcut noi și l-am făcut. Toate ședințele administrației publice locale sunt libere și pot participa oricine și presa și oricare cetățean al comunei. Știți că săptămâna trecută am avut o conferință de presă care s-a publicat în media timișoreană, la care am solicitat că oamenii din presă care vor mai multe lămuriri vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută, pot veni în Consiliul Local și să ia direct de la sursă de la dumneavoastră lămuririle care le vor domni. Deci, în acest punct de vedere, au fost poftiți să participe la această ședință. Nu e prima oară când presa timișoreană vine la o ședință în Consiliul Local și mă surprinde atitudinea noastră că de fiecare dată noi n-am avut opoziție vis-a-vis de presă și chiar ne bucură că presa este interesată de ședințele și de subiectele care se dezbată în ședințe Consiliul Local. Mai mult ce pot să vă spun? Eu aș fi dorit, dacă nu, să filmați-mă, domnule. Filmați-mă și pe mine, numai pe domnul primar. Că acum au spus că la cerința lui. Sper să și dați ceva. O invitație. Așa. Eu aș fi vrut ca dumneavoastră să ne anunțați și pe noi că este cu presă, cu asta. Și de câte ori scrieți prin ziarul ăsta pe aici, să ne chemați și pe noi, că noi plătim, Consiliul Local plătește acest ziar, cu aprobarea noastră, și numai dumneavoastră apăreți cu părintele și cu doamna Ana Radin, de atâtea ediții încoace apăreți la părintele. Școala apare întotdeauna în ziar. Nu, domnule, apărați pozele dumneavoastră, arată toate ziar. Și atunci eu n-am nimic în părintele, dar noi când avem, când ajungem și noi la rând să vorbim. Domnul Carabulea, un consilier poate să vorbească permanent când dorește. Când? Dacă e în presă,
presa este deschisă oricând. Când domnul primar, dar nu e bine oricum, deci vă cheamă. Și de-aia spun domnul primar, că dumneavoastră, când nu vă convine ceva, atunci chemați presa și ne presați și veniți cu presiune și cu amenințări. Nu care abulea, că nu mă surprindeți în atitudinea noastră. Până acum, de câte ori ați chemat presa? Eu n-am cu noi vreodată. Eu n-am chemat presa. Presa e liberă în orice ședință. Să spună cineva că eu am chemat presa. Păi, înseamnă că nu știți care sunt atributele voastre, obligațiile ca cetățean al comunii și ales al comunii. Păi nu le chem, că pe care le chem tot ale dumneavoastră. Ședința este deschisă. Am zis că am chemat presa. Să vadă că am făcut un vot pe raza comunii. Te rog, te rog frumos. Domnul care a rămas. Deci ședința este deschisă sau închisă? Supuneți la vot. Trebuie să obiectez, domnul președinte al Comisiei Juridice. Confirm legii, regulamentele, era și eu vorbesc acum. Domnul Martin, te rog frumos, nu m-a întrerupit. Nu s-a supus la vot nici atunci. Te rog frumos. Nu trebuie să dumneavoastră, dar nu s-a supus la vot. La începutul ședinței se pune regulamentul, se pune la vot. Vă rog frumos să fiți corect tot timpul. Nu m-a sărit ca epoasă. Dar nu sărit, domnule, de la zi. Ce te-am întrebat? Lăsați. Nu ajunge bărăstea la care se tot timpul. Ajunge, nu. Ceea ce fac metale este reparare regulamentului. Dați-vă la dumneavoastră, dumneavoastră poate expresa, nu eu. Eu sunt de acord să fie în toată televiziunea. Regulamentul de organizare, funcționarea Consiliului Local. Și nu vă cer nimic. Atât. Te rog să menționez. Atât cer. Nu cer nimic. E frumos ca dumneavoastră, ca consilier la președinte juridice, dacă presa vreau să filmeze, să mergeți dumneavoastră să faceți poze. Hai să vă spatem tot aparatul și să facem poze. Ce înseamnă asta? De ce ai dat de seamă președintele, președintele juridice? Doamne, ne pare rău. Ne-am mai pus de niște colegi. Nu vreau să seamă și cu mine, vreau să aibă cu mine și eu am vreau. Haideți, vă rog să liberim puțin la normal. Domnul primar, rezolvați problema. Domnul primar, ați chemat presa. Sunteți cu interes atunci. Dacă nu vreți să deschizi, să fiți veniți să vă prezentați, înseamnă că aveți un interes meschin. Și nu aparțineți preții românești și democrației. Să fie clar și scris. Asta este. Aveți un interes. Să păreți cu că a scris în renașterea bănățeană ce a scris. A scris fără ceva, fără interes. Nu! Eu mă duc în instanță și mă judec cu el la Haga. Și arată că nu are dreptate. Corect? Nu vă jucați, presa nu e a dumneavoastră, cei care scrieți, nu, e a noastră a tuturor, a poporului român. Și libertatea este a noastră a tuturor. Respectați, asta e libertate. Da? Da. Aș vrea să, apropo, m-ați întrebat... De ce l-ați făcut acel? De ce ați luat la sediul unui partid? Să fie venit în sediul Consiliului Local, să fie anunțat. V-ați anunțat dumneavoastră la Consiliul Local că ați venit în conferințe de presă să ne pregătiți și noi să putem să vorbim, să discutăm cu dumneavoastră? De ce nu v-ați anunțat? Stimată, Dumnezeu, nu v-ați securiști și nu umblau așa pe vremuri. Erau frumos. Ce se întâmplă astea? Ce cum? E presa sau nu? Eu nu am nimic cu presa. Respectați-vă statutul. Asta este. Dacă știam că vine presa, puteam să... De ce că nu știu? Mi-a pus în următoarea întrebare. Domnul consilier, nu ne-am găsit și la conferința de presă de la Partidul Conservator? Nu am găsit. Nimic de ne-am găsit. Numai că, acum, dacă tot mi-a ridicat mingea la fileu, eu v-am răspuns corect că ne-am găsit. În schimb, acolo ne-am găsit, datorită faptului că a fost delămurit o problemă ridicată de către domnul Silviu Florescu, în renașterea. Da, dar n-a fost el la conferință. Ascultați-mă. Nu am fost. Nu am fost. Dacă
dacă am și eu dreptul la 3 minute cât te vede. Da, este foarte clar. Deci vreau să... Deci vreau să vă spun că în Consiliul Local, în care sunt de 4 mandate, sau al 4-lea mandat, vreau să mă refer la mandatul ăsta, nu se întâmplă ce s-a întâmplat acum, în debutul acestei ședințe. Aș vrea să nu plecați cu o impresie greșită, fiindcă acest Consiliu Local, care este un parlament, până una alta este Parlamentul Comunei Zeamata, trebuie să știți că lucrează pentru Zeamata. Situația tensionată care s-a creat, este foarte clar că s-a creat datorită faptului că anumite puncte de pe ordinea de zi nu au trecut. Rolul unui consilier nu fac numire și nu fac trimitere către nimeni. Rolul unui consilier, ca și a unui parlamentar, este de a vota proiecte de hotărâri care trebuie să vină lege. Numai un singur lucru și vă rog să scrieți și dacă o să scrieți dumneavoastră în ziarul dumneavoastră ceea ce eu acum spun și nu ceea ce își dorește altul să audă din gura mea, eu trebuie să votez așa cum mă îmi dictează conștiința și cel care a votat altfel decât mine să nu se supere. Dacă cineva dorește sau se supără că nu am votat cum mi-a spus el, atunci avem o problemă. Și mai ales dacă acel cineva nu face parte nici din Parlamentul Geamatei. Vă mulțumesc tare mult, domnișoara de la ziar, și vă mulțumesc tare mult, domnule președinte, că mi-ați dat replica. Haideți să trecem la ordinea de zi. Mi-ați dat cuvântul la... Să supunem la vot propunerea inițiatorilor celor 7 proiecte, aceea de a retrage cele 7 puncte de pe ordinea de zi. Dacă sunteți de acord. Cine este pentru a retrage aceste... Aș vrea de asemenea, dacă tot ați trecut la aprobarea ordinei de zi sau la retragere, sunt două puncte diferite. Ordinea de zi este una și retragere este alta. Aș vrea din nou să intervin. Să nu se înțeleagă greșit. Aș vrea să rectificăm, fără să acuzăm presa. Aș vrea să rectificăm. Nimeni nu știuiesc ca ședințele Comisiei de Urbanism pe care o conduc, în momentul în care sunt puncte care au o încărcătură extraordinară mare și care implică o responsabilitate totală, mai ales când vorbim de patrimoniu, să invit și Comisia de Buget Finanță și Comisia Juridică. Aș vrea, nu pentru că aș fi, am spus, eu sunt iubit la fel și de putere și de opoziție, dacă aș ști, domnul viceprimar, dacă mi-a spus cumva din calitatea de consilier, cred că așa a vrut să exprime, o să-i răspund acum. Am prost obicei de a scrie. În data cu numărul de înregistrare 3609 din